Cu o zi înainte de alegerile parlamentare, conducerea PSD Călăraș a anunțat că filiala de pensionare a PNL a trecut la PSD. Pensionarii au declarat că 4 ani nu s-au regăsit în PNL, așa că au decis să îl urmeze în PSD pe fostul lor coleg de partid, Vasile Iliuță. Împreună cu primarul municipiului Călăraș, Marius Dulce, avem onoarea și cinstea să primim în cadrul organizației PSD echipa de seniori a Partidului Național Liberal, echipă care s-a alăturat nouă. Cred că e un eveniment care trebuie marcat pentru noua echipă a Partidului Social Democrat și aș numi așa, fiind organizația municipală a Partidului Național Liberal care s-a alăturat împreună cu cea județeană. Și cu cea județeană. Că organizația județeană a Partidului Național Liberal, începând de ieri, este alături de noi, așa cum îi vedeți, împreună cu domnul președinte Fărea Gigi, împreună cu domnul prim-vicepreședinte Vasile Niculae și restul vicepreședințelor Ghiță Ion, bratul Gheorghe Ionescu, Nicolae Pătraș, Nicolae Bucur, Florin Munteanu Ion, Arpășanu Tudorel, Tudor Dumitru. Da, și alți membri care nu puteam să-i aducem la această conferință de presă au trecut alături de noi pentru că sunt nemulțumiți de ceea ce văd că se petrece la nivel național în zilele astea și au văzut că singura oportunitate și singurii care au grijă de seniori și singurii care își doresc binele acestui popor și acestor oameni este decât Partidul Social Democrat. De aceea astăzi ei au venit în număr foarte mare lângă noi. Mulțumesc, Marius Dulce. E un eveniment destul de important. Cred că astăzi îl marcăm noi ca organizație județeană. Organizația județeană a Partidului Social Democrat astăzi demonstrează că e un partid serios, credibil, care dă încredere oamenilor să se alăture pentru platforma politică și pentru promisiunile electorale în campania parlamentarelor. Veți vedea că ceea ce am promis se va întâmpla. Împreună cu Marius Dulce, promisiunile preluate din campania electorală de pe 27 septembrie, iar cu parlamentarele pentru a convinge cetățenii municipiului și județului Călăraș că suntem echipa câștigătoare de pe 6 decembrie pentru un trai mai bun, pentru prosperitate a cetățeanului din județul Călăraș și din municipiul Călăraș. Cu toate astea, cred că ar fi de drept ca să invităm prin vicepreședintele până Vasile. Nea Vasile, mulțumesc mult că te-ai alăturat de echipei. Am activat împreună în organizația PNL. Rând pe rând așa, ne aducem câte unul, tot ce e valoros. Da, vine către PSD. Către PSD. Ce vreau să-i remarc, noi nu ne-am regăsit 4 ani de zile în acest partid. Noi am construit, am depus efort financiar, material, într-un club al PNL-ului, nu le-a băgat nimeni în seamă și ne-a cooptat mai multe partide de altfel și ne-am regăsit pe dumneavoastră, care vă știm foarte bine că sunteți un om de cuvânt, pe domn primar. Mă, ce să spună, noi vă asigurăm de respectul nostru, așa cum am discutat și așa cum ați văzut. Noi întotdeauna am fost către aplicare, către bătrânii noștri, pentru seniorii noștri, pentru cei mai în vârstă decât noi și cu siguranță vă regăsiți acasă. Felicitări și Doamne ajută să reușim în echipa asta mare.